Salutare prieteni, astăzi urmează să instalez camera de mers înapoi pe Peugeot 308. Aceasta este o cameră cumpărată de pe AliExpress, linkul găsiți în descrierea clipului. În pachet cu ea a sosit și cablu de alimentare, un cablu lung de 4-5 metri pentru semnalul video și două șuruburi de fixare a camerei pe caroserie. Imaginea va fi afișată evident pe unitatea Android. Unitatea Android comută automat în modul de mers înapoi în momentul în care este introdus în treapta de mașarier. Camera o voi monta aici deasupra numărului de matriculare. Cablul va trece prin spatele bării și voi ieși cu el undeva în zona triplei, după care voi trece prin portbagaj. Apoi voi trece cu cablu prin ornamentele de plastic de la prag, urmând să ajung prin bord în unitatea Android. Pentru a efectua această operațiune ne sunt necesare următoarele scule: o trusă cu diferite șurubelnițe și capete Torx, un cutter, bandă izolatoare pentru cabluri, un aparat de măsurat tensiunea, voltajul, o ruletă și o mașină de găurit cu un burghiu cu o dimensiune de 8, 10 sau chiar 12. Acum urmează să demontez lampa din spate. Aceasta este fixată pe aici în două șuruburi. Scoatem capacul de aici, ce acoperă șuruburile de la lampă, și desfacem aceste două șuruburi, acesta și acesta. Atenție că șuruburile pot cădea în interior în caroserie și vor fi mai greu de recuperat dacă se întâmplă acest lucru. După ce am desfăcut șuruburile, tragem ușor de tripla. Și aici avem mufa care o vom deconecta. Voi măsura distanța dintre lămpi pentru a da gaura exact la jumătate. Acum voi folosi autofiletanta pentru a face gaură. Prin această gaură urmează să treacă cablurile, cablu pentru semnalul video și cablu de alimentare. Acum avem cablurile aici deja. Urmează să fixez și camera în cele două șuruburi. Pentru a avea acces mai ușor aici la șuruburile camerei, voi demonta numărul de matriculare împreună cu suportul acestuia. Strâng și cele de două șuruburi prin care reglez unghiul camerei. După ce voi avea imaginea pe ecran, atunci voi stabili și unghiul camerei. După ce am introdus cablu, încercăm să fixăm
aici aceste fire. După ce am fixat cablul în spatele bării, urmează să introducem cablul de alimentare și cablul de semnal video pentru a cupla cu mufa celor două cabluri de la cameră. Acestea le voi introduce pe aici, practic în spatele bării. Aici am scos cablurile și urmează să le conectăm, cablul de alimentare, respectiv cablul de semnal video. Odată conectate aceste mufe, voi tăia firul roșu care teoretic ar putea aduce curent din alimentare 12V din unitatea Android. Eu nu-l voi conecta acolo deoarece nu ajung cu firul pe firul de alimentare, pe cablul de alimentare. Îl voi tăia și îl voi izola aici, practic. Acum izolez fiecare mufă în parte, deoarece aici există multă umiditate și poate fi destul de periculos dacă ajunge umiditatea la aceste mufe. Acum izolez și mufa de alimentare. După ce am izolat cele două mufe, urmează să așezăm cablurile. Iar acestea le voi introduce prin gaura de aici, de la lampă, în interior. Vor trebui trecute prin partea de jos, deoarece umiditatea care ajunge aici se va scurge și nu va trece apa în interior, în caroserie, pe lângă cabluri, dacă acestea sunt montate în partea de jos. Acesta este cablul de alimentare plus și minus, adică roșu plus negru minus. Urmează să legăm aici pe mufă cele două cabluri. Le voi lega la firele ce alimentează becul alb pentru mers înapoi, pentru a se activa camera, a fi alimentată în momentul în care introducem schimbătorul de viteze în poziția de manșalier. Pentru a verifica firele ce primesc curent pentru lampa de mers înapoi, este necesar să punem contactul și să introducem schimbătorul de viteze în treapta de mers înapoi. Odată ce am introdus schimbătorul de viteze în treapta de mers înapoi, verificăm firele ce primesc curent. Acesta este din start firul de minus, iar acesta este firul de plus. Iată că se poate vedea și aici tensiunea. Deci acestea sunt firele pe care noi vom conecta cablul ce alimentează camera. Aici minus și aici plus. Verificați pe mașina voastră să fie aceiași pini conectați, verificați cu multimetru. Acum urmează să mă conectez cu firele de la cameră în cablurile ce alimentează lampa. Sunt conectat cu senzorii de parcare aici. Trebuie doar să dezizolez și să mă leg. Primul fir este firul de masă, cel de-al doilea este firul de la lampa de mers înapoi.
asigurăm că firul negru negativ este legat la firul negativ, la firul de masă, adică verde cu galben. Acum îl vom izola bine. După acesta, urmează să conectăm firul de plus, firul pozitiv, la plusul lămpii de mers înapoi. Și acesta trebuie izolat foarte bine pentru a nu produce un scurt circuit. Și acum izolăm aceste fire. Dacă firele sunt legate corect, în momentul când voi introduce în mașadier, aceste LED-uri se vor aprinde. Voi face proba acum să văd dacă funcționează. Mai întâi pun contactul, apoi introduc în treapta de mers înapoi. Și iată că LED-urile s-au aprins, asta înseamnă că camera este corect alimentată. După ce am făcut conexiunea cablurilor, urmează să pregătesc aceste cabluri, să le fixez aici. Cu o fașetă de plastic voi fixa aceste cabluri. Le pregătesc aici, așa cum spuneam, acestea trecând prin partea de jos a lămpii și voi încerca să le fixez aici pentru ca garnitura să-i tanșeze corect pe ele. Acum urmează să montez lampa și voi introduce mufa. Pun lampa în poziția ei. Mă asigur că sunt fixate corect pe poziție cablurile. După care urmează să prind lampa cu cele două fiulițe. Din nou grijă să nu scăpăm fiulița în interiorul mașinii. Acum urmează să trecem cu cablu de semnal video prin portbagaj și mergem mai departe prin ornamentele din plastic ale pragurilor, dar mai întâi de toate voi scoate acest panou din portbagaj. Urmează să trec cu cablu de semnal video pe aici. Apoi voi rabata mancheta din spate. Trecem mai departe cu cablul.
Acum voi rabata bancheta. Și continui să introduc cablu. Introduc cablu pe sub ornamentul din plastic, așa cum spuneam. Odată ajuns cu cablu în zona torpedoului, trebuie să demontez acest ornament. Are 3 cleme de fixare, una aici, una aici și una aici, pentru a putea trece cu cablu spre unitatea Android. Scot cele 3 cleme. Panoul va ieși în jos. În situația în care unitatea nu este montată, ne conectăm direct la cablu de video pentru partea din spate. În cazul meu va trebui să demontez unitatea. Voi introduce cablu pe aici. Am scos cablu. Iar acum îl voi conecta la mufa aferentă. Back video in. Acest fir nu-l voi conecta la firul de alimentare, deoarece am făcut conexiunea în spate direct la lampă și în situația aceasta nu mai am nevoie de el. După ce am făcut acest lucru, introduc unitatea în locul ei. Și voi face o probă pentru a vedea dacă funcționează. Voi introduce în mașarier. Și iată că avem semnal video. Acum voi face un test pentru camera de mers înapoi. Să vedem cum funcționează. Se vor auzi la un moment dat senzorii de parcare, care sunt niște senzori montați de mine. Avem 30 de centimetri practic în momentul de față. Probabil sunt și colegi curioși despre cum se vede noaptea această cameră. Iată, aici pe stradă este destul de întuneric. Și să vedem acum. Se vede destul de bine, zic eu. Aici sunt senzorii de parcare. Ceea ce se aude sunt senzorii de parcare aftermarket instalați de mine. Cam așa se vede pe timp de noapte această cameră. După ce am trasat cablu, punem la loc capacul de protecție.
la final, urmează să montăm la loc acest panou de sub torpedo, fixându-l în cele trei cleme de prindere. Cam asta ar fi despre instalarea camerei de mers înapoi. Camera am achiziționat-o de pe AliExpress. Linkul veți găsi în descrierea clipului. Dacă v-a plăcut acest clip, dați subscribe la canal, like pentru clip și share.